Duminică 3 noiembrie 2019 a avut loc cel de-al doilea scrutin electoral. La urna de vot s-au prezentat 6.137 de alegători, peste 54% dintre ei sunt femei și 45% bărbați. Turul 2 a avut loc în 6 localități din 19. Astfel, în satul Hăjdieni, primarul ales este Radion Palii, candidat din partea blocului Acum, ales cu 735 de voturi. În satul Limbeni Vechi, primarul pentru care a votat peste 56,73% din cetățenii prezenți la vot este Valeriu Bandalac, PLDM. Mihail Tarnovski, PDM, a fost ales primar de Limbeni Noi cu 440 de voturi. Mihail Guțu, candidat independent, a învins în satul Struzov ca competiție electorală cu Oleg Colesnic, PSRM, fiind votat de 810 oameni. În comuna Caminca, Ion Postolache a luat primărie cu 440 de voturi, ce constituie 53,46% din numărul de alegători prezenți la vot. Comuna Cuhnești a decis să dea votul de încredere unei doamne care a obținut încrederea a peste 55% din cetățeni prezenți la vot. Este vorba de Angela Ceban, primar din partea Partidului Șor.